Ei, ei, fata, ce faci? Glenn, nu vezi, ești chior? Nu să fiu chior. Unde mi-ai pus ochelarii? Poftim? Era frumos să-mi dai ochelarii! Care ochelarii? Ce ochelarii? N-am văzut nicio pereche de ochelarii. Caută-i tu pe aici. M-ai slăbăcit de tot. Ochelarii sigur nu sunt aici. Nu? De ce? Nu mă deranjează. N-am nevoie de el. Ce tâmpenie să-ți faci ochelari să nu-i porți. Ai zis ceva? Nu, 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 uite ce să mă îmbrac. Aaa, stai, stai, am făcut ultima grație. Da, da, mi se pare firesc. Întâi femeile și copii, nu? Uite, până la urmă, spune și mie unde suntem. Stai, doar acasă la tine. La mine? Nu la mine, și... Bine, asta nu că mi-ar fi zis plăcut. Nu de atât, dar așa aș fi putut să te acuz și de violare de domiciliu și de vătămare corporală. Am zis, eu zic să taci, să taci, încă n-ați stabilit cum am ajuns amândoi în palpul ăsta, în casa asta. Da, sigur, pe planeta asta. Despre care nu știu acum e. Fii atent, mă, nu pot să trec. Stau ca prostul aici, mă. Iar s-a dus la coaforul ăla, iar stă acolo, uită de ea, mă, uită de ea. Cum are o criză, cum se duce și schimbă freza. Absolut șocat. Nu m-a deschis ușa, vin acasă de la lucru și... Șoc! Alt look! Mă rog, nu zic. De cele mai multe ori chiar îi stă bine. Da, mă rog, are și altă stare de spirit, dar parcă e prea mult, prea mult. Ba și pun de părul, ba și-l taie. Ba și-l lasă lung, ba și-l încrețește, ba și-l întinde. Ba și-l vopsește, ba și-l vopsește. Ba și-l taie, ba după aia iese din minți că de ce nu-i crește mai repede. Că a văzut nu știu ce freză, că ce mai friz? Freza, criza, freza, criza. I cannot believe it, I may never see a night like this. A night like this, when everything you think is incomplete. Start happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream it? Had you ever dream a night like this? I have never dreamed, I have never dreamed a night like this. Tu mai ții minte ce-a zis? Stai că tu marți. Nu? A zis că semănăm. E și? De cum, ți se pare normal? Stai că nu. Nu-i prea circulă sângele până la cap. Nu, dragă, nu dai. Nu dai că tu, dacă ți se pare normal să semănăm. Nu știu, dar cine a zis că taică are dreptate? Cine? Eu. Dar se mai întâmplă. Poate că asta e dragostea adevărată. Tu nu vezi ce se întâmplă? Tu nu vezi ce se întâmplă că începem să avem aceiași obiceiuri? Avem aceleași gesturi, aceleași gusturi? O, dar e chiar plăcuți? O să devenim cuplu perfect? Căcat! O să devenim o singură persoană, două exemplare azi. Exagere, dragă. Este visul oricărei perechi. Da, înseamnă că toate perechile visează urât, dau coșmare. Ia spune-mi tu mie, pe rog, ce-am făcut noi săptămâna trecută când ne-am dezbrăcat și noi ca femeia și bărbatul și... Ce-am făcut? Sex. Sex. Și ce vrei să demonstrezi cu asta? Cum Dumnezeu poți să te gândești că eu nu-ți dăruiesc nimic, că pe mine mă trec toate apele? Și crezi că ajunge? Păi nu-i ajunge, nu ajunge, tocmai de-aia, din când în când ți-am cumpărat flori. Din când în când ți-am mai spus că te și iubesc. Și crezi că ajunge? Nu. Din când în când mai e nevoie și de, și aici te rog frumos să nu te ambalezi, sex. Hai că vorbim de nu știu cât timp și tot nu mai există, de ce ești nervoasă? Vrei struguri? Nu știu. Cum adică nu știu? Nu știu ce, tu știi întotdeauna ce vrei? Păi bineînțeles. Da? Și acum ce vrei? Struguri. Nu cred că mai sunt. Ce, ai mâncat pe toți? Dar nu mai erau mulți. Dar parcă nu-ți plăceau să rămâni. Nu-mi plac stafidele. Și cu ciorba de salată ce? Ce-i cu ciorba de salată? Nu mănânci.
Dar nu-mi place. Tu de ce nu mănânci ciorbă de buză? Fiindcă e grețoasă. Da, la fel și ciorba de salată. Nu e adevărat. Pentru mine este. Și cravatele? Ce e cu cravatele? De ce nu porți niciodată cravată? Pentru că nu-mi plac, nu le suport. Ce? Tu de ce nu porți tocuri? Cu tine nu se poate risca.